Bughead, zici și tu cum dăm noi unul de altul în pustietatea asta căutând un semnal rătăcit de Energon. Da, Breakdown, cred că e ziua ta norocoasă. Unde ți-e animalul de casă? Ce-ai zice dacă i-aș face o vizită după ce termin cu tine? Deci, distrugătorul are un punct sensibil. Oricât de dor o să-mi fie de întâlnirile noastre, e ora ciocanului. Domnule, avem posibilitate de transport doar pentru unul. Luați-l pe învingător. Transformers Prime. Operațiunea Breakdown. Marco! 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 Mico! Trebuia să spui Polo! Mico! Spune-i lui Ratchet că am nevoie de Ground Bridge. Să ataci inamicul de unul singur a fost o nesăbuință, Bulkhead. Breakdown a sărit pe mine. Știam că pot să-l înving. Nu te mișca. Dar trebuia să-l vedem pe celălalt, nu, Bulk? Da, apropo. Nu i-ai dat foc? Nu tocmai. Mă gândeam că voi ați făcut-o. Oh. Când mi-am revenit Breakdown, nu mai era. Îmi amintesc că am auzit un elicopter. Poate era agentul Fowler. Nu eram eu. Dar am o bănuială. Arată-mi unde a avut loc răpirea asta. Stăpâne Megatron, mi-e teamă că Breakdown a dispărut. Autoboții? Conform informațiilor furnizate de uluitorul meticulosul Soundwave, Breakdown a fost răpit de oameni. Care ideea? Recomandarea mea este să strângem o echipă de salvare care să-l vâneze pe viermele responsabil de această oroare. Breakdown e pe cont propriu. Stăpâne? Dacă Breakdown și-a permis să fie capturat de cei mai mici ca el, mai slabi ca el, atunci merită orice i-ar aduce soarta. Dar Breakdown e un pion principal în... Înțelepciunea ta e mai presus de orice, stăpâne Megatron. Deocamdată. Ce? Cărnuri stupide, cine vă credeți voi? Suntem Mac, iar eu sunt Silas. Dați-mi drumul acum și o să te las în viață. Mă tem că ești prea valoros pentru noi. Megatron n-o să vă plătească niciodată. Oh, ai înțeles greșit, nu vrem o răscumpărare. Te vrem doar pe tine, pe voi toți. De aici,
L-am luat pe Bulkhead. Peninsula Kamchatka din estul Rusiei. Mare parte din ea a fost abandonată în urmă cu 20 de ani, când a erupt primul vulcan. Procesorul meu a indicat azi activitate MEC acolo. MEC? Adică tipii aia high-tech? Exact cei care știu de existența noastră pe planeta voastră. Cred că l-au reperat pe unul din noi. Dar oare ce vor să facă cu Breakdown? Ce contează? Să rămână la ei. Da, l-au curățat niște oameni. Ha, cred că l-am prelucrat puțin pentru ei. Ratchet, reactivează coordonatele Ground Bridge anterioare. Îl vom salva pe Breakdown. Ce? Optimus, nu vorbești serios. Mac poate să-l și topească din partea mea. Lasă-i pe Decepticon să-l salveze. Puțin probabil ca Megatron să se deranjeze pentru o misiune din milă. Am înțeles, dar aici e vorba de Breakdown. Câteodată trebuie să fim mai presus de noi înșine pentru un bine mai mare. Oh, și ce vrea să însemne asta? Că Breakdown o să fie recunoscător și o să treacă de partea noastră? Deși este improbabil ca oricare din Decepticoni să aleagă calea binelui, chiar și ei au posibilitatea de a se schimba. Ah, știam unde se duce asta. Prin bine mai mare, mă refeream la omenire. Mac prezintă un pericol prezent și evident. Prime are dreptate, două tone. Știm că cei de la Mac sunt obsedați să obțină tehnologii de ultimă oră. Ceea ce înseamnă că nu putem permite ca biologia cybertroniană să cadă pe mâna lor. Dezvăluire totală. Intenționăm să te desfacem în bucăți, să te rupem în două dacă vrei. Apoi vom folosi tot ce descoperim pentru a dezvolta o nouă generație de armament. Mă tem că nu vei supraviețui procedurii, așa că mulțumiri în avans pentru sacrificiul tău. Mac îți este profund recunoscătoare. Faci o greșeală foarte mare, omule! După ce o să termin cu tine, o să fie nevoie să te curețe de pe jos! Pentru că e evident că nu ești prea sensibil, îți voi permite să privești. Receptorii de durere sunt dezactivați? Bun. Atunci nu vei face prea mult zgomot. Deschide-l. Tu. Nu vreau. Bulkhead. Optimus, îmi pare rău, dar chiar nu pot. Îți susțin alegerea. Ce? Având în vedere trecutul tău cu Breakdown, judecata ta ar putea fi întunecată și ai pune în pericol misiunea. În plus, s-ar putea ca Decepticonul să aibă nevoie mai degrabă de un medic decât de un războinic. Setat și încărcat, Optimus. Autoboți, afară! Bine, vânătoare plăcută. Ce zici de asta? Vedem un film horror? Sigur. Ho-ho, eu vreau. Nici un semn de viață, nici omenesc, nici cybertronian. Lasă urmele, Bumblebee. Recepționezi un semnal slab de energon la 3 km nord-vest. Breakdown. N-ar trebui să recepționăm, doar dacă nu... Ia curs energonul. Dina Șopârla versus maimuța cu 5 capete. Pierzi finalul. Nu, tu o să pierzi finalul. Ha? Și e nasol pentru că Breakdown e inamicul tău de o viață și nu al lui Optimus. Și clar nici al celor de la Mac. Mico, tu nu înțelegi. Breakdown și cu mine ne știm de mult timp. Habar nu ai de ce a fost în stare să facă. Eu nu-l salvez. Bine? Nici acum, nici altă dată. Da, nu trebuie să-l iubești, Bulk. Trebuie doar să-l bați! Ce? Fără salvare, fără retur.
aici. Semnalul vine exact de aici. Ochiul lui Breakdown. Mac. Ce faci? S-ar putea ca ultimele imagini să fi rămas înregistrate pe receptorii optici. Ca să vezi, ciudata știință câștigă din nou. Ia te uite, Optimus Prime. E o plăcere să pun din nou ochii pe tine. A transformat sistemul optic în bidirecțional. Iar tu trebuie să fii Silas. În persoană. Dar fiindcă prizonierul nostru nu e unul de-ai voștri, trebuie să recunosc, îl așteptam pe Megatron. În acest caz, Autoboții și Decepticonii au un inamic comun. Mac e orice în afară de comun. Oaspetele nostru ne-a furnizat destul de multe informații despre biomecanica voastră, deși Breakdown nu se mai simte foarte bine. Nu ne e frică de tine. Oh, dar ar trebui... De fapt, v-aș avertiza chiar că nu sunteți pe teritoriul vostru. E o capcană! Ar fi o capcană de genul afară? Evacuați! Acum! Deci, ai vreo idee unde ar putea fi restul din Breakdown? Îți place priveliștea? Culmea ironiei e că presupușii tăi salvatori vor fi în și mai multe bucăți decât tine. Decepticonii nu cedează atât de ușor. Cine a zis că sunt Decepticoni? Dar nu are sens. Autoboții n-ar veni să mă salveze. Trebuia să spuneți Polo. Mai multe grăunțe pentru moară. Cred că e ziua ta norocoasă. Ce faci? Te scot de aici. Da, nici mie nu vine să cred. Poți să mergi? Cred că da. Poți să fugi? Nu fugi niciodată când poți lupta. Dar nu mai ține chestia aia îndreptată spre mine, bine? Vine monstru și o să te mănânce! Ah!
Ai vreun plan să scăpăm de aici? Da, dar nu o să-ți placă. Bulkhead către Optimus. Întâlnire la coordonatele mele. Am nevoie de întăriri. Domnule, nave străine! Atenție! Retrageți-vă și inițiați procedura Omega. Întăririle tale? Comandante Starscream! Fraternizez cu dușmanul, Breakdown! Bulkhead m-a salvat de acolo! Mii de mulțumiri din scânteie, Autobot! Acum distruge-l! Dar tu... Ai cumva de gând să te alături lor în viitorul apropiat, nu? Atunci termină cu el odată! Grea despărțire, Bulkhead! Poate într-o altă viață! Distruge-l! Ora ciocanului! Haide, o să vă îndoi pe toți! Retragerea! Să ataci inamicul de unul singur a fost o și mai mare nesăbuință de data asta, Bulkhead. Dar e o onoare să te văd pregătit să-ți salvezi rivalul. Te-ai întrecut pe tine însuți. Ai văzut? L-am învins pe Breakdown și am executat pe toți cu ciocanul lui. Am câștigat returul! Sunt sigură că Mico ar fi mândră. Într-o zi o să-mi plătești datoria asta, Breakdown. Vine ziua în care trebuie să alegi de partea cu ești. Între Autobot și Decepticoni? Între mine... și Megatron. Apropo, îți sugerez ca Megatron să nu afle niciodată de această salvare. Bănuiesc că vrei să creadă că i-ai învins pe mititerii ăștia de unul singur, nu-i așa? Subiectul testului a evadat, dar am reușit să igienizăm locația și să transferăm majoritatea informațiilor recente la o altă unitate. Datele clinice înregistrate referitoare la comportamentele vitale ale subiectului sunt îndeajuns de amănunțite, încât să putem iniția proiectul Chimera. Puterea mașinilor vii îmi va aparține.